O adolescentă de 15 ani a devenit mamă în ultima noapte a anului. Fetița ei a fost primul copil născut în 2021. Un studiu Eurostat arată că România este pe primul loc în Europa în ceea ce privește rata nașterilor în rândul minorelor. 12,3% este rata la nivel național, în timp ce media europeană este de 4%. Despre implicațiile acestui fenomen vorbim astăzi cu psiholog Eduard Puiu și psihoterapeutul Roxana Niciev, dar și cu Ana Măiță, purtătorul de cuvânt al asociației SAMAS. Dar până să începem noi discuția aici în platou, propun să urmărim un material despre copiii care dau naștere altor copii. Este realizat de colegii mei de la știrile Metropola TV și revenim. Acest trend îngrijorător aduce în atenția specialiștilor cifre alarmante privind numărul adolescentelor care devin mame la o vârstă foarte fragedă. O treime din totalul european al acestui subiect, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, este din România. România are un statut foarte nefericit în statisticile europene, și anume 23% dintre mamele minore din Uniunea Europeană trăiesc în România. Bulgaria este statul care ne urmează la aceste statistici. În acest timp, dacă s-ar urma un curs normal și firesc, preocupările de bază susțin astfel terminarea și promovarea examenelor pentru ciclul gimnazial sau liceal, perioada de început pentru a se cunoaște mai bine, facilitând astfel trecerea din copilărie în adolescență, fără angajamente de care trebuie să se preocupe toată viața. Mi-am gândit că era dimineața, trebuia să plec la liceu și m-am dus de dimineață să fac testul de sarcină. Era și tatăl copilului în cameră. Iar când i-am arătat vestea, el s-a pus cu capul în pernă și a început să zâmbească. Eu, în schimb, am început să plâng. Nu știu exact de ce, dacă de fericire sau de tristețe sau de ambele sau pur și simplu așa mi-a venit. Am terminat 12 clase, cu chin cu vai, gravidă fiind. M-am dus să dau bacul, nu am luat la o probă și au stagnat. Timp de 2 ani, cât are acum fata mea, au stagnat. La anul cel puțin vreau să mă duc la facultate. Din păcate, nu este și cazul tinerelor din România, care au plasat această statistică atât la nivel național, cât și la nivel european, pe primul loc. Cu cât înaintezi mai mult spre mediul rural, se poate observa clasica imagine a absurdului dureros al acestei situații. Bunici sau părinți, care leagănă nou-născuții în cărucioare, în timp ce așa zisele mame tinere, tot mai multe de altfel, nu își pot asuma această responsabilitate sau se află în incapacitate fizică sau psihologică de a acționa corespunzător. Unul dintre cazurile cu care chiar am lucrat eu direct, asupra căruia am intervenit cu suport psihologic, a fost al unei mămici de 11 ani. Pe de o parte este tragic, pe de altă parte e, din punctul meu de vedere, un semnal de alarmă pentru noi toți, la nivel social. O adolescentă care a sunat părinții din spital să le spună că naște. Acești părinți nu au știut că ea este însărcinată, că a purtat o sarcină în aceeași casă cu ei zi de zi. Atunci când am vorbit cu adolescenta, mi-a spus că i-a fost frică, a tot amânat să le spună, a purtat haine mai largi și cumva a spus că s-a gândit că e cel mai bine să le spună de-abia când naște, pentru că bănește că atunci nu o să o mai dea afară din casă. Astfel, aceste tinere, copii și ele la rândul lor, devin următorii asistați sociali, adică viitorii beneficiari de servicii sociale. Un factor agravant este lipsa educației, a prevenției. Așa s-a ajuns la statistici șocante. Un grad de abandon școlar ridicat în rândul tinerelor mame și condiții improprii de locuit împreună cu noua familie. Iar statul român se implică prea puțin sau chiar deloc. O realitate tristă și mă bucur că, iată, am realizat acest material pentru a sublinia și discuția noastră de astăzi. E o discuție amplă, sper să avem timp așa să dezbatem toate punctele și mă bucur să v-am alături de mine. Eduard Puiu, psiholog, Roxana Niciev, psihoterapeut și Ana Măiță în direct cu noi prin Skype, este purtătorul de cuvânt al asociației SAMAS. Așadar, să începem. Multe mame minore, nu se schimbă asta de la an la an, tot sperăm că se va schimba acest procent. Unde greșim noi ca țară? Și hai să vedem, îi dau cuvântul Roxanei. Nu știu dacă e vorba de greșeală la nivel de țară. Aș merge, într-adevăr, sper să apucăm pe mai multe direcții. Cred că e de interes să explicăm adulților că un copil lipsit de sprijin emoțional este la fel de vulnerabil în fața unei sarcini timpurii nedorite ca și unul fără educație sexuală. Și atunci, din punctul meu de vedere, este un mit treaba asta cu în zonele rurale sau zonele defavorizate există o creștere a numărului de mame minore.
ci există această problemă în rândul tuturor minorelor. Din punctul meu de vedere, totul pleacă de la familie. Chiar și educația sexuală, ce s-a încercat acum, asta e doar vârful unui iceberg. Lucrurile sunt mult mai profunde și aici aș merge pe, să nu uităm partea asta de violență domestică, deci mediul familiar nu e unul ok, nu e unul în regulă. Deci mediul în care, cum să zic, imaginea sau modelul feminin este modelul unei femei submisive, subjugate, traumatizate. Eu ca adolescentă nu am o figură feminină ca drept model și atunci voi face aceleași greșeli. Deci totul pleacă de la educația noastră ca părinți și apoi transmisă către noi copii, către copiii noștri. O să-i dau cuvântul Anei Edi să mă scuz, pentru că Ana este în mașină, uite, a tras pe dreapta ca să vorbească cu noi și îi mulțumim că și-a făcut timp pentru această intervenție. Voi acolo la asociație, la SAMAS, ce faceți pentru aceste mame minore? Vorbeam cu tine și am avut noi o intervenție în care discutam despre acest fenomen. V-ați întâlnit cu ele? Știți de ce au ajuns în această situație? Faceți ceva ca să le ajutați? Voi mergeți acolo oricum pe mai multe paliere. Așa este. Asociația SAMAS vine de la, e un acronim și vine de la Sănătate pentru Mame și Sugari. Și problematica mamelor minore este absolut centrală a activității noastre, pentru că noi vrem să fim acolo pentru toate mamele și toți sugarii din România, dar mai ales pentru cei aflați în cea mai mare nevoie. Și atunci când avem de a face cu copii care aduc pe lume copii, pot să spun cu certitudine și cu mâna pe inimă că acolo este cea mai mare nevoie. Mai mult decât atât, împreună cu organizația UNICEF România, am reușit să facem un studiu în care am arătat nu numai amploarea acestui fenomen, dar cauzele și resorturile, să spunem, ceva mai profunde ale unei probleme care ar trebui să ne preocupe pe toți. Și aici vreau să spun un lucru. Aceste fete, aceste mame minore, nu vin din spațiu extraterestru. Ele sunt copiii noștri. Sunt copiii noștri confuzi, sunt copiii noștri neiubiți, sunt copiii noștri neglijați, sunt copiii noștri, da, lipsiți de orice șansă la educație despre propriul lor corp, despre cum funcționează fiziologia umană, despre relații. Evident, lipsiți și de modele familiale, așa cum spunea doamna psiholog, dar aș vrea să o corectez pe doamna psiholog, îmi permit acest lucru, tocmai pentru că avem niște cifre foarte solide în spate, când spun că această problemă este direct proporțională cu lipsa de educație generală, dar mai ales cu lipsa de educație sexuală, că este o problemă care se regăsește în mare parte, într-adevăr, în mediul rural, dar sunt și cazuri în mediul urban, dar majoritatea cazurilor vin din mediul rural. Și încă un lucru foarte, foarte important pe care dânsa l-a punctat corect este faptul că lipsa modelelor în familie este una dintre cauze. Și aici o să fac puțin reversul acestei observații, în sensul în care am observat că majoritatea mamelor minore provin ele însele din mame minore, care la rândul lor au fost născute de femei aflate la vârstă minoră. Deci este o problemă ciclică, generațională, care se viralizează cumva în rândul aceleiași familii, tocmai pentru că modelul vine să cumva se perpetuează de la bunică, la mamă, la fică. Și este în mediul rural acest fenomen observat clar în studiul nostru și vă invit să intrați pe site-ul Asociației SAMAS să citiți acest studiu, pentru că acolo veți afla despre relația aceasta directă de cauzalitate între proveniența, anume mediul rural și mai ales lipsa de educație. Cu cât aceste fetițe sunt lipsite, mai lipsite de educație, cu atât ele sunt mai la risc să aducă un copil pe lume înainte de vârsta majoratului.
Așa este, Ana, și uite, vreau să-i dau cuvântul și lui Edi. Vorbim despre modele, vorbim despre transgenerațional aici, pentru că ce s-a întâmplat în familia mamei minore riscă și ea să ducă mai departe. Mai se pune și rușina față de aceste subiecte delicate, rușina față de propriul corp. Ați văzut în material, tânăra mămică și-a ascuns sarcina până în ultimul moment. Și-a anunțat părinții când a născut. Ce se întâmplă cu aceste mame în momentul în care vedem că minora este însărcinată? Ce ar trebui făcut? Înainte să răspund întrebării tale, permitem să apreciez din tot sufletul intervenția Anei. Da, Ana Maiță. Pentru că ei au informații, au datele statistice, dar mai mult decât atât au și pulsul emoției resimțit acolo. Dacă tu ai luat act de ce se întâmplă, de dinamica comportamentală în sânul acestor medii, cu siguranță înțelegi fenomenul mult mai bine. Și de aici aș vrea să plec. Totdeauna o problemă are o rezolvare atunci când o înțelegem foarte bine. Este exact ca educația oricărui copil dintr-un mediu safe, nu dintr-un mediu atât de vulnerabil. Ca să-l poți înțelege, ai nevoie să intri în bârlogul lui. Asta trebuie să se întâmple, după părerea mea, și în cazul de față, și prin intermediul oamenilor de calibru ăsta, noi putem să intervenim. Pentru că putem dogmatic așa să discutăm despre intervenția statului, care nu știu ce face, tot felul de inițiative. Ideea este în felul următor, că și educația sexuală își are rostul ei în școală atâta vreme cât mamele, copiii ăștia despre care vorbim, da? Pe care îi punem mâna, individualizăm, ei pot face lucrul ăsta, ajung în mediul școlar. Dacă nu ajung acolo, avem o problemă. Pentru că, de fapt, sunt trei aspecte pe care noi le discutăm astăzi. Vorbim de un cadru instituțional, social, dacă vreți, chiar politic, da? Prin care, prin prisma căruia putem să analizăm problema asta. Vorbim despre prevenție asupra persoanelor vulnerabile, pentru că dacă ar exista organisme cum sunt asociația, este o asociație sau un ONG, n-am reținut asociația foarte. Sama, o asociație. Sama, dacă intervenți, dacă ne putem baza pe intervenția lor, atunci să-i folosim, pentru că au date și știu exact unde trebuie intervenit. Și atunci putem face prevenție cu mijloacele pe care le avem, dar putem să ne ocupăm și de cazurile care deja sunt deci sunt deja mame minore care trebuie să aibă grijă de copiii respectivi. Deci avem trei mari aspecte de care ne putem ocupa și din perspectiva asta, cu ajutorul oamenilor ăstora dedicați și implicați, cred că putem găsi soluții. Să vorbim așa steril despre educație sexuală în școli în condițiile în care sunt foarte multe fetițe de 13-14 ani care nu merg la școală, care sunt în continuare pe câmp cu animalele domestice și că asupra cărora noi nu avem o evidență, nu avem o posibilitate de a interveni să facem educație. Vorbeam mai devreme și cu Roxana că ar trebui, dincolo de educația din școli, cu care sunt de acord, dar asupra căruia pot să-mi exprim părerea că nu este suficientă, avem nevoie de un motor, de un mobil, de fapt, prin care să ajungem la persoanele astea ca să putem face prevenție. Altfel, de unde le luăm? Sunt ființe umane cu emoții, cu trăiri, cu dramele și cu traumele din viața lor. Deci trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Exact. Eu în 2015 am făcut parte din două proiecte europene care aveau ca principal scop combaterea abandonului școlar. Asta ar fi fost și cumva o reconversie și apropierea lor de meșteșugurile din zonele defavorizate. Și m-am întâlnit evident cu foarte multe mămici care veneau la cursurile astea. De-aia susțin ce a spus Eduard, nu e suficient în școli, pentru că în școli, apropo, am un adolescent în familie. Și l-am întrebat sincer dacă a făcut această materie, că știu că s-a introdus în școală. Mi-a spus că nici între a șaptea, nici între a opta nu a făcut nicio oră de educație sexuală, ceea ce este, nu e suficient să fie doar pe hârtie. Și vă spuneam de profilul acestor fete, am avut așa timp să stau un pic de vorbă cu ele și sunt fete lipsite de, sunt tiparul unei tinere lipsite de afecțiune, de iubire, da? De validare, de apreciere, și ce fac ele cumva încearcă să
să compenseze cumva deprivarea asta emoțională în alte relații. E cumva principiul ăsta al cenușăresei, fug, mă duc și îmi voi face eu o altă poveste, îmi voi scrie eu o povestea mea, voi avea un copil și îl voi crește altfel decât m-au crescut pe mine. Partea dramatică este că peste 70% din ele, statistic, rămân însărcinate tot cu minori. Și minori care se sperie, care le abandonează, tragic este că multe dintre ele sunt alungate din familia lor și atunci ajung în centrele astea maternale. Din păcate, din câte știu eu, statul nu le susține mai mult de un an jumate, doi. Așa și tu să fii o fată, mă rog, o adolescentă, să naști la 12 ani și la 14 să ieși cu un copil de 2 ani, fără să știi o meserie, fără să ai acces că ai abandonat școala, e foarte greu. Așa este. Doar că scuze-mă puțin. Da. Asta putem să facem atâta vreme cât nu ne putem baza pe stat într-o manieră, cum să spun eu, liniștitoare, putem să ne bazăm pe ei. Mie mi se pare extraordinar ce fac oamenii ăștia, pentru că ei pot face la rândul lor și presiune, având datele exacte, și cred că de aici ar trebui oamenii ăștia fac un demers cu pasiune și îl fac pentru că simt emoția respectivă. Vorbesc foarte mult despre emoție, pentru că este un fenomen și fiind psihologi amândoi, trebuie să înțelegem cu ce lucrăm. Nu vorbim cu nu discutăm despre date statistice. Așa este, nu este matematică. Exact. Aici o să-i mai dau cuvântul Anei, pentru că știu că se grăbește și îi mulțumim că își alocă timp pentru noi. Ce mai facem pe partea aceasta de prevenție, pe partea de educație sexuală? Să le vorbim tinerelor pe limba lor, pentru că statisticile spun, printre altele, că de multe ori își aleg parteneri cu 5 ani mai mari decât ele și iată cât de ușor pot fi manipulate. Tu, din statisticile voastre, ce știi? Din studiul pe care spuneam că l-am întreprins noi, Asociația SAMAS, împreună cu UNICEF, reiese foarte clar, așa cum spunea și doamna psiholog, că în jur de 70% din copiii aceștia care fac copii, de asemenea, sunt în relații tot cu copii, deci tăticii sunt tot minori. Aici, într-adevăr, singurul instrument dovedit eficient este educația pentru sănătate și sexualitate predată comprehensiv în școală ca materie obligatorie și atenție accesibilă tuturor copiilor. Ana, dar știi ce se spune? Știi de ce a fost așa reticența asta apropo de introducerea educației sexuale în școli? Cum că era vorba că acești copii vor învăța cum să facă și anume, cum să întrețină, să zicem așa, relații intime, ceea ce mi se pare un absurd. Este un baobab, este un argument fals. Copiii de vârstă adolescentă și mai mare au curiozități absolut firești, curiozități care însă trebuie lămurite cu informație corectă, cu blândețe, cu empatie de către cei care chiar au informațiile acestea, repet, corecte. Altfel, să știți că ei oricum își vor căuta așa zise răspunsuri, dar le vor găsi pe site-uri porno, le vor găsi la bărbați de 25, de 30 de ani care le încântă cu cuvinte false de iubire și așa avem cele 30% din copilele care nasc înainte de 18 ani și care nasc copii în urma relațiilor sexuale cu bărbați adulți. Caz penal evident, unde poliția ar trebui și protecția copilului ar trebui să se sesizeze și nu o face de îndeajuns de des pe cât ar trebui, mai ales că între aceste 30% sunt și foarte multe cazuri efectiv de abuz. Deci aici avem într-adevăr de a face cu un neajuns al modului în care organele de anchetă își fac treaba și fac un apel pe această cale către toate direcțiile de protecție a copilului să nu se lase atunci când văd că au astfel de copii care nasc în urma unor relații cu bărbați adulți, să meargă la poliție și să le ajute să facă plângere astfel încât aceste cazuri să nu se mai repete. Doamne iartă-mă, avem fete de 18 ani care până la 18 ani au adus pe lume numai puțin de 3 copii în cadrul unor astfel de relații. Evident, pe de o parte avem nevoia de prevenție care se face numai prin educație sexuală în școli,
Avem apoi palierul de îngrijire și de suport al celor care deja au rămas gravide și nu mai pot renunța la sarcină. Și aici asociațiile, cum este a noastră, cum este UNICEF și cum este evident aparatul de stat, aici mă refer la protecția copilului, trebuie să intervină. Aceste fetițe trebuie ajutate să meargă la toate controalele medicale, trebuie însoțite la naștere, pentru că nașterea la vârstă minoră poate fi destul de traumatizantă. Trebuie învățate cum să aibă grijă de bebelușilor în cazul în care își doresc să facă lucrul acesta. Dacă nu, trebuie ajutate să închege cumva o relație mai bună cu familia, ca să fie ajutate de către familie să crească acești copii. Dar în același timp trebuie ajutate să-și continue școala, pentru că abandonul școlar este de cele mai multe ori consecința directă a nașterii unui copil înainte de vârsta de 18 ani. Asociația SAMAS le ajută pe aceste copile nu numai cu suport, pregătire pentru naștere, asistenții noștri medicali și moașele noastre care sunt educatori perinatali merg, le învață cum să se pregătească pentru naștere, le oferă suportul lor, le pregătesc inclusiv pentru alăptare și în momentul în care bebelușii se nasc, le oferim cutia bebelușului. Este acel proiect de inspirație finlandeză în care mamele minore care nu au posibilități, gândiți-vă că sunt copii care în camera lor au păpuși, nu au pătuți de copil, da? Sau au păpuși și o păpușă vie în, exact, în pătuț acolo. Exact. Ei bine, asociația SAMAS le ajută, le oferă această cutie a bebelușului care este un pătuț, un pătuț sigur în care bebelușul poate fi culcat în primele 3 luni de zile cu așternut, cu salteluță, cu tot ce trebuie. Cutia vine plină cu hăinuțe, cu produse de îngrijire și de igienă atât pentru copii cât și pentru mămică și este evident un prim ajutor pentru primele 3 luni de zile. Apoi însă este datoria noastră a tuturor, a societății, să le acordăm ajutor. Fie că donăm către asociațiile care fac această muncă și puteți să donați inclusiv către Cutia Bebelușului și Asociația SAMAS, fie că voluntariem poate chiar în cadrul DGASPC-urilor. Gândiți-vă că o mămică minoră, ca să meargă la școală, trebuie să aibă ajutor cu copilul, trebuie să lase copilul undeva. Eu însă pot să vă spun că am născut în timpul facultății. Am avut mare noroc cu mama mea care m-a ajutat, îmi luam, mărturisesc copilul și la cursuri, dar eu ca să faci cumva, dar uite, tu ai mers la școală, vorba aceea, tu ți-ai continuat studiile, ele săracele. Am 25 de ani, aveam suportul întregii familii, soțul meu era evident lângă mine și tot a fost o provocare să fac un copil în ultimul an de facultate. Așa să ai sub 18 ani, să nu ai liceul terminat, să trebuiască să dai teze și copilul tău de 3 luni să plângă în fiecare noapte. Așa este, Ana, îți mulțumesc. Merită tot ajutorul. Eu aș vrea să pun o întrebare, Ana, dacă poți un minut să răspunzi la această întrebare. Cât de mult suport, cât de multă receptivitate ai găsit în demersurile astea în rândul autorităților și cât de greu este să faci un demers de informare sau chiar de prevenție bazându-te pe autoritățile statului, fie la nivel local sau chiar la nivel de mesaj, nu știu, poate undeva, așa cum facem campanii la nivel național despre diverse lucruri, cât de dificil ar fi să facem o astfel de campanie la un nivel mai mare? Din punct de vedere al autorității centrale, și aici mă refer la guvern, sau mai bine spus, hai să o luăm de la T0. În Parlamentul României, în mod repetat, orice fel de proiect de lege care privea introducerea unei materii obligatorii de educație sexuală a fost contrat cu agresivitate pe care eu o consider absolut prost plasată, din motive greșite, de către oameni care nu au înțeles nimic despre societatea românească. Aici sunt foarte supărată pentru că, repet, acești oameni trimiși în Parlamentul României au considerat că
copiii și tinerii din România nu au nevoie de această materie, ba mai mult că le face rău. Este greșit, avem modelul altor state care au implementat-o și care au reușit să-și reducă în mod eficient rata de nașteri înainte de vârsta de 18 ani. Apoi, da, lucru cu Ministerul Sănătății este plin de provocări. Găsim bunăvoință acolo, dar într-adevăr resursele nu sunt foarte mari. Noi nu am reușit să desfășurăm programe care să fie finanțate prin programul național Mama și Copilul. Toate programele noastre sunt finanțate intern de donatorii noștri, de sponsori sau prin diferite granturi. Dar, într-adevăr, găsim punctual autorități locale, primării care doresc să adreseze această problemă, care doresc să colaboreze cu noi pentru cutia bebelușului și care își dau tot concursul. Avem o colaborare foarte bună oară cu rețeaua de asistenți medicali comunitari din județul Botoșani și nu numai. Avem relații foarte bune cu primării din estul țării, din Constanța, din județul Constanța. Sunt oameni care, repet, sfințesc locul, dar nu e de ajuns. Ca să putem să ajungem să urnim acest procent, măcar și cu un 0,5%, este într-adevăr nevoie de nu numai de voință politică, dar și de finanțare serioasă pe un termen de timp îndeajuns de îndelungat, ca să putem să vedem niște rezultate. Așa este un proiect de țară. Eu aș îndrăzni să spun că reducerea maternității înainte de majorat este un proiect de țară care ar trebui făcut și care ar readuce lucrurile pe un făgaș normal pentru acești copii. Și vreau să vă spun ceva, niciun copil nu renunță de bunăvoie la copilăria lui. A avea un bebeluș înainte de 18 ani înseamnă să renunți la copilăria ta și niciun copil din nicio țară, din niciun timp, nu face asta de bunăvoie. O face din toate aceste neajunsuri de ordin emoțional, de ordin educațional, pe care le-am discutat mai devreme, și toate aceste neajunsuri pot fi rezolvate de către societate. Trebuie doar voință politică și, repet, alocarea de resurse. Așa este, Ana, să mulțumim foarte mult pentru intervenție și te așteptăm cu drag și în platoul Între Prieteni și îți mulțumim pentru timpul acordat. Noi continuăm discuția aici în platou. Pe lângă la implicarea autorităților, cred că ar trebui deschidere din partea părinților, să se vorbească despre asta în familie, să nu așteptăm ca cei mici să se informeze, da, din alte părți. Cum exact e? Asta a avut dreptate. Există acest mit că dacă vorbesc când e copilul mic, adolescentul tânăr, pe la 10, 11, 12 ani, îi strânesc curiozitatea. Ceea ce e complet fals, cu cât vorbim, cu atât îl securizezi mai mult, și atunci s-a demonstrat că își prelungește începutul vieții sexuale și vârsta de așteaptă de începere. Până... Da. O să fim surprinși, că o să dorim să facem educație și o să ne dăm seama că pe tablete deja s-au umblat și au căutat niște informații acolo, s-ar putea să fie tardiv. Da, unii încep chiar de la foarte corect că e un mit. Da? Că dacă ne uităm și suntem atenți, trebuie să fim foarte atenți la educația copiilor noștri și să nu ne culcăm. Eu am să militez din ce în ce mai puternic pe zona asta de acum înainte, pentru că părinții, nu știu cine vorbea de modelul țărilor nordice, care n-a dat foarte mari rezultate, vorbim de o implementare în termen lung. Intimitatea asta pe care le-o creăm în mod excesiv, dreptul la opinia și la libertatea asta excesivă, fără un control și fără niște limite explicate clar, să știți că n-am născut niște rezultate extraordinar de bune. De asta cred că ce spunea Roxana mai devreme este perfect adevărat. Să nu ne mai hrănim cu miturile astea, să ne uităm în mod real la copii și să înțelegem cu tot pachetul, tot și ceea să ce nu uităm de nevoile lor. Nevoia asta de limite sănătoase e una dintre nevoile de bază ale copilului. Și atunci, dacă nu am cumva, nu controlez
cumva așa de la distanță treaba asta, nu o să gestionăm mai târziu, o să ne fie mult mai greu. O să avem surprize, corect. Uite, vreau să vorbim și despre implicațiile psihologice referitor la aceste mame tinere, pentru că multe dintre ele nu realizează ce înseamnă să aduci pe lume o viață, nu realizează ce responsabilități vin, nu își dau seama de unde pot face rost de bani ca să-și întrețină micuțul, ca să nu mai vorbesc de școală, nu-și mai pot continua studiile. Cum se simt aceste mame și dacă pot fi cumva aduse din nou pe făgaș? Nu realizează și din păcate sunt multe care sunt alungate. Vă ziceam mai devreme că sunt fie le cresc copii bunicii, pentru că părinții sunt plecați în străinătate sau prin pușcării și așa mai departe, și ele sunt nevoite să devină surori și să aibă frați. Pe de altă parte, insist pe treaba asta, ce facem cu aceste mame după ce le ajută statul. Ce facem mai departe? Eu cred că ar trebui programe și din ce în ce mai interesată în direcția asta, programe educaționale pentru tinerele mame. Tocmai chiar începute din aceste instituții, asociații, ONG-uri, să încercăm să le educăm în direcția asta. Cum se îmbolnăvește? Apropo de cărțulia aia pe care am avut-o amândouă la naștere, ne pare rău. Da. Nu pot să înțeleg asta. Mama și copilul. Da. Ceea ce ele nu au acces la această carte editată și reeditată, poate fi un capitol. Alt capitol, cum gestionezi diversele probleme ale copilului mic. Adică pe mine mă interesează ce facem cu ele, astfel încât la rândul lor să transmită mesajul copiilor că nu trebuie să abandonăm școala, există un proces de învățare continuă. Dar eu v-aș spune amândurora, pentru că voi sunteți mame și știți. Și o altă perspectivă, că tot ai făcut trimitere la latura psihologică, gândește-te prin ce ați trecut voi în perioada în care erați însărcinate, câte transformări de ordin hormonal, câte temeri, câte frici, da? Și gândiți-vă la capacitățile lor cognitive, cum își explică atunci când în fața mea este prăpastia, este necunoscutul și eu sunt într-o poziție în care de foarte multe ori ele sunt supuse judecății publice, exact, în niște blamate, comunități foarte mici, blamate, arătate rușine, cu degetul. Vorbea de afară din casă. Nu? Exact. Ascultam pe YouTube diverse, într-un research pe care l-am făcut, și erau într-o clasă, două minore, clasa 10-11, erau două însărcinate în aceeași clasă. Și a fost întrebată. În prima fază a fost extrem de greu, după care retina colegilor s-a obișnuit cu cazul ăsta și au trecut mai departe. Vorbea Ana mai devreme despre Botoșane. Anul trecut au fost 70 de cazuri. Din fericire, un singur copil născut din alt copil a fost dat în plasament. În rest au avut grijă familiile. Gândiți-vă la ce se întâmplă în perioada de lăuzie, pe care o femeie într-un mediu safe o poate depăși cu suportul soțului, cu suportul familiei, și ce se poate întâmpla cu astfel de mămică de 15, 16, 17 ani care trece prin niște stări, paranteză, de la perioada de lăuzie se pot naște niște depresii care se pot agrava în timp și e posibil la suicid, și așa mai departe. Problema este o problemă. Ce se întâmplă cu acești copii aduși pe lume? Pentru că știm prea bine că atunci când ești însărcinată trebuie să faci un dita mai setul de analize. Știi prea bine că nu toată lumea își permite. Unele sunt gratuite. Însă, asta spunea și Ana, că trebuie urmărite. Da, ce se întâmplă? Pentru că te gândești și sănătatea copilului. Trebuie să aduci pe lume copii sănătoși, nu? Ce se întâmplă cu acești copii? Revin la întrebarea ta, Eduard. Eu vorbind cu fetele astea, am fost foarte curioasă pentru că recunosc experiența nașterii, la mine n-a fost o experiență chiar plăcută, și m-am lovit de diverse moașe asistente care m-au judecat, deși eu am născut la 27 de ani, și le-am întrebat, măi, pe tine cum te-au tratat, cum ai fost, și multe dintre ele au fost judecate, etichetate chiar din spital. Te judecă și dacă naști la vârste mai înaintate. Este același. De asta, pentru un copil e traumatizant să fii judecat, etichetat, blamat, alungat. Problema că n-au suport nici ulterior. Da. Deci numai la momentul ăla, gândiți-vă că noi am avut în terapie astfel de mămici care după perioada de depresie postpartum au venit să rezolve aceste probleme și au permis un psiholog, au avut suportul familiei. Ce se va întâmpla cu aceste tineri? De asta spuneam de aceste programe pe care chiar sunt interesată, poate
stăm poate reuși de vorbă, să poate reuși așa. Dar nu numai, uite, mie în timp ce vorbea Ana, mi-a mai venit o idee, pentru că tot vorbim de influenceri foarte mult, da? Și vedem diverse reacții, se tot perind pe mediile sociale. De ce nu ne-am folosit de ei? Pentru că au o mare putere de convingere. Copiii având mai degrabă se uită la ei. Pe intervenția statului este una destul de... Nu știu, n-aș vrea să mă folosesc de niște termeni care nu sunt chiar foarte, nu știu, apropiați situației reale, dar uite, se pot face campanii, o tipă atât de devotată cum este Ana, care este în fruntea acestei asociații sau conduce destinele acestei asociații, poate face uz de un mediu online care poate să fie de real folos în anumite circunstanțe. Oricum, dar Levin, asta în situațiile fericite. Ce facem cu fetele care sunt în mediul rural, care, despre care ai vorbit mai devreme? Ele fetele nu se duc, n-au acces. De pe câmp, da? Da, de pe câmp, care n-au acces la școală. Și atunci trebuie făcut cumva program cu primăriile, da, și trebuie făcut separat cumva. Pentru că mie educația asta sexuală în școli mi se pare un fel de... Eu o văd ca pe o anexă, e o continuare, dacă vreți, un apendix a educației sexuale care trebuie făcută în familie. Așa este. În continuare. Trebuie să dezbatem și în alte emisiune, pentru că discuția aceasta este destul de amplă, exact, și îmi place foarte mult și este păcat așa să epuizăm subiectul, da, din prima, dar o să discutăm și alte laturi ale acestui subiect și invitația rămâne deschisă. Mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc frumos. Noi luăm o scurtă pauză și revenim.